Deschidem scripturile în Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Citim de la versetul 33 în continuare. Ioan, capitolul 18, începând cu versetul 33. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Isus și a zis, Ești tu împăratul iudeilor? Isus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Isus. eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilate a zis, ce este adevărul. Amin. Vă invit să vă reașezați. Ne bucurăm în această seară să cântăm celui ce este împărat. Celui care s-a născut ca împărat, a trăit ca împărat și trăiește în vecii vecilor și este domn al domnilor și regi al regilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar nu toți au înțeles acest adevăr. De aceea, în aceste vremuri în care atâtea lucruri se întâmplă, atâtea lucruri se spun, eu cred că încă o dată și merită să sărbătorim, pentru că pentru noi sărbătoare este să ne închinăm acestui împărat, să lăudăm pe acest împărat, să cântăm acestui împărat, să vorbim despre acest împărat, să-l proclamăm peste, pe acest împărat să se supere tot cei care se supără că facem lucrul acesta și ne pare rău că pe de o parte sunt ateii, pe de o parte sunt cei care îl urăsc pe Iisus, dar pe de o parte sunt și sfinții între ghilimele. Cu aceste, cu aceste este mai greu de multe ori. Noi nu facem altceva decât îl proclamăm pe Iisus ca împărat. Ne pare rău pentru biserici în care este interzis să se cânte ceva despre nașterea Domnului biserici în care e păcat să citești vreun pasaj, vreun text care privește nașterea Domnului. Nu ne interzice nimeni și din potrivă vrem să o facem și putem să o facem și acum și oricând să proclamăm și să spunem oricui Iisus este împărat și El s-a născut ca împărat. Și tot ceea ce scrie în Biblie, noi suntem autorizați să o spunem și o vom face și o facem cu toată inima și cu toată bucuria. De aceea cântările care s-au cântat, Mesajele pe care noi le transmitem sunt mesaje biblice care au în centru acest adevăr biblic. Iisus este împărat și el pentru aceasta s-a născut. S-a născut în Ieslea din Betreiem, a trăit, a murit, a înviat și îl așteptăm să vină. În această seară voi vorbi despre Isus ca împărat al unei alte lumi. Isus, împăratul unei alte lumi. Nu toți au înțeles acest adevăr. De când s-a născut Isus, a fost numit împărat. Numai că ideea, conceptul de împărat, întotdeauna a fost diferit. Pentru că Isus este un împărat din altă lume, din altă sferă. Toți au greșit în relație cu acest statut al său. Magii, de exemplu, au crezut că, fiind împărat, Isus este la Ierusalim, în palat la curtea regală. Acolo se naște împăratul. Și s-au dus acolo. Dar nu, Iisus nu era la Ierusalim pentru că Iisus este împăratul unei alte lumi. Irod a crezut că Iisus îi va lua locul pe tronul Iudeii, iar el a emigrat în Egipt. El n-a venit ca să răstoarne un imperiu. El n-a venit ca să răstoarne un alt împărat. Fariseii au crezut că el este un lider politic, un mesia care trebuie să conducă pe Israel, nu au fost de acord cu el, dar el a venit să-i ajute pe cei neajutorați. De la nașterea lui și până la moartea lui și până în zilele noastre, Iisus a fost, este și va fi împărat. Și găsim pe paginile Scripturii că în mai multe episoade, Isus a fost recunoscut ca împărat sau s-a întâmplat ceva vis a vis-a-vis de acest statut. La nașterea lui găsim foarte clar că acești magi au venit și au făcut afirmația, de fapt au făcut întrebarea care a produs această afirmație: Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Împărat născut al iudeilor. Unde este? Apoi se întâmplă ceva. Isus a fost botezat tot poporul lui Israel a auzit o predică. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Când spui împărăție, trebuie neapărat să spui împărat. Unde este împăratul? Cine este împăratul? L-au întrebat așadar pe Ioan Botezătorul, ești tu acela sau așteptăm pe altcineva? Și el a spus, nu sunt eu, este altcineva, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, el este împăratul și arătat spre Isus. Dar fariseii și cărturarii au sădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan, neprimind, neprimind această mărturie, pentru că botezul însemna o mărturie clară că Isus este împăratul. Și Isus a început să predice și a făcut mai multe minuni. Una din minuni a fost că, la un moment dat, după ce a predicat trei zile, a rostit acele predici extraordinare, au trecut trei zile, oamenii erau entuziasmați, atât de mult erau atrași de predicile lui, de mesajele lui, încât trei zile n-au mâncat, n-au avut mâncare, erau într-un pustiu, dar acolo Isus a înmulțit pâinile. Când oamenii au văzut ce face Isus, cum vorbește Isus, cum se poartă Isus, ne spune Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 15, că Isus a văzut că ei vroiau să-l facă împărat și s-a ascuns de ei. Pentru că Isus nu este un împărat al acestei lumi care se bucură de o popularitate, fructifică acea popularitate și devine și el lider. El este un împărat al unei alte lumi. Îl vedem apoi intrând peste trei ani și jumătate, intrând triumfal în Ierusalim. Se cântau atunci niște cântări și tot acei sfinți între ghilimele erau foarte deranjați că niște copii strigau. Copiii cântau și strigau Osana în cerurile preanalte, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, iată împăratul tău vine la tine. Și vorba asta i-a deranjat pe sfinții aceia. A spus învățătorule, ceartă-ți ucenicii, pentru că, știi, nu-i bine să cânte copiii. Nu-i bine ce se face aici. Toți erau cu ramuri de finic în mână, erau îmbrăcați în sărbătoare și ei n-au apreciat deloc asta. Dar acel adevăr a răsunat și răsună și astăzi. Împăratul tău vine la tine, pentru că Isus este împărat. Intrând triunfal în Ierusalim, el a fost împărat. Acum este adus în o daie de judecată, înaintea lui Pilat. Pilat trebuie să scrie foarte clar pentru romani, legea romană era foarte precisă, dreptul roman a rămas în istorie, de-a lungul istoriei și astăzi, ca unul dintre, să spunem, ca una din formele superioare ale, ale judecății, ale codurilor civile, și penale din întreaga lume, dreptul roman. Și romanii erau foarte meticuloși la în aceste aspecte. De aceea, Pilat, ca unul care reprezenta Roma, ca unul care trebuia să judece, nu s-a uitat la ce spun oamenii, la cât de furioși erau fariseii și cărturarii și acei sfinți între ghilimele, ci le-a spus, aduceți-mi vina, care este vina acestui om. Ce a făcut acest om? Care sunt faptele lui reprobabile? Ei au spus atunci, vina lui este că e împărat. Dar este împăratul vostru? Nu, nu, nu. Noi nu ne-l asumăm. Nu credem că el este împărat. Noi venim să-l acuzăm că el spune că este împărat, că el se poartă ca un împărat. Și nu se poate să fie și el împărat, și Cezarul de la Roma împărat. Nu se poate. Tu trebuie să decizi astăzi, Pilat, pe care împărat îl, îl vei accepta, de care împărat vei asculta, pe Iisus sau pe Cezar. De aceea Pilat intră, și am citit episodul acesta, intră în odaia de judecată și îl întreabă pe Iisus în mod clar. Tu auzi ce spun ei? Ești tu împăratul iudeilor sau nu ești? Și el spune, da, sunt. Dar împărăția mea nu este de aici. Eu sunt împărat, dar dintr-o altă lume, împăratul unei alte lume, împărăția mea nu este de aici, spunea el. De asemenea, pe cruce trebuia scrisă vina foarte clar. Tălharii aveau pe cruce scrisă vina lor. Dacă erau tălhari, violatori, hoți, cei criminali, era scrisă vina. Pe crucea lui Isus nu putea fi scrisă o altă vină. El n-a făcut niciun rău. De aceea, pe crucea lui era scris în trei limbi de circulație internațională, ca tot să știe vina lui. Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor. Știți, pe crucile Ortodoxe noi aveam acel Inri care înseamnă Isus din Nazaret, regele iudeilor. Asta era vina lui, el pentru asta a murit, el pentru asta s-a născut, el pentru asta a trăit și pentru asta vine ca să-și ia împărăția, slăvit să fie numele lui. Și ucenicii lui au crezut că ei vor fi miniștri, dar el instaura împărăția prin moarte pe cruce. Ei au întrebat apoi, după ce Iisus a înviat, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția, și Isus a spus, așteptați, mai aveți de lucru. Mai aveți încă de așteptat. Poporul evreu a crezut și oamenii cred încă, și noi credem că împărăția Lui vine. Una din ceririle majore pe care noi le facem în rugăciunea Tatăl nostru este, vie împărăția ta. Dar ca să poți crede asta, ca să te poți ruga asta, Trebuie mai întâi să accepți asta în inima ta. De aceea noi spunem întotdeauna, trebuie să-l primești pe Isus Hristos ca Domn. Să-l accepti în viața ta, ca Domn, ca Regile tău, ca Regile tău, ca Rege al tău, în viața ta. Iată, Împăratul tău vine la tine, să-ți deschizi inima, să-ți deschizi viața ta, astfel încât El să fie Împărat, slăvit să fie numele Lui. De aceea, astăzi, noi îl așteptăm pe El și după înviere, noi proclamăm pe Iisus Hristos ca împărat, ca Domn al Domnilor și Rege al Regilor. El nu este doar împăratul iudeii, pentru că este un împărat al unei alte lumi. Împărăția mea, spunea el, nu este de aici. Eu sunt un împărat, spunea el, dar nu este din lumea aceasta, și de aceea, pe scurt, voi prezenta împărăția lui Isus, pe Isus ca împărat, în mod special împărăția lui Isus, în trei, să spunem, dimensiuni ale ei, în trei adevăruri care o pot reprezenta, o pot reda în așa fel încât să putem face în această zi diferența, să nu rămânem dezamăgiți cum au rămas dezamăgiți oamenii pentru că ei aveau niște așteptări de la Isus ca împărat și au fost dezamăgiți. Chiar cei mai apropiați ai lui, Iuda a fost dezamăgit crezând că Isus va scăpa, Isus are putere, el a venit, el oricum se va instaura ca împărat, ei nu vor avea nicio putere asupra lui. Nu și-a imaginat Iuda că Isus va muri. Nu și-a imaginat Petru asta și nu și-au imaginat ceilalți. Toți credeau că Isus va face ceva și va scăpa. Ei bine, când au văzut că Isus într-adevăr, a murit, au spus, s-a terminat, am fost înșelați și noi, suntem dezamăgiți. De ce? Pentru că au avut niște concepții legate de împărăția lui Isus care nu se potriveau cu realitatea lui Isus. Și s-ar putea și noi să avem parte de dezamăgiri în viață, pentru că nu înțelegem Scripturile, pentru că nu înțelegem adevărurile lui Dumnezeu. Doi din ucenici mergeau spre Emaus, erau foarte triști, foarte dezamăgiți și au spus, s-a terminat, noi credeam, noi credeam că El este împăratul, noi ne-am pus toată nădejdea Lui în El, noi am văzut lucrurile extraordinare pe care le-a făcut, dar suntem dezamăgiți, suntem frustrați, suntem supărați. Și sus trebuie să stea de vorbă cu ei, trebuie să ia scripturile și să le vadă cu scripturile. Ce fel de împărat așteptați voi? Ce împărăție credeați voi că va aduce Mesia? Despre ce împărăție este vorba? Și trebuie să le arate încet, încet din scripturi până când li se deschid ochii și înțeleg că nu s-a întâmplat nimic în afara voii Dumnezeu, că cel pe care l-au slujit este împărat cu adevărat, Pare că e înfrânt, dar nu este înfrânt, pentru că împărăția lui este din altă lume, slăvit să fie numele lui. De aceea, în primul rând, împărăția lui Isus nu este din această lume. Nu este din această lume. Nu este a iudeilor, nu este a evreilor, nu este a românilor, nu este a italienilor, nu este a albilor sau a negrilor, nu este a europenilor sau a altora. Vorbim despre o împărăție cerească, o împărăție a cerurilor nu are origini umane. Împărăția lui Isus Hristos nu este din această lume. Împărăția lui Isus nu are concepte umane. Că trebuie să mă lup, trebuie să dau din coate, trebuie să îi biruiesc pe alții, trebuie să fac ceva și, și trebuie să rămân în picioare și trebuie să duc războaie pentru asta. Nu se bazează pe astfel de concepte umane. Împărăția lui Isus nu este din această lume pentru că nu are perspective umane. Și asta a fost una din marile lor probleme. Aveau niște așteptări umane. Noi trăgeam nădejde că El va izbăvi pe Israel, că El o să ne scape de romani, că El o să ne scape de sărăcie, că El ne va scăpa de foamete, că El ne va scăpa de boli, de molim, de atâtea lucruri, de necazuri din viața noastră, ne va scăpa de asta. Și ne punem și noi încrederea în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne va ajuta în viața asta. Oricea ce vrea să ne spună încă o dată cuvântul lui Dumnezeu, este că Isus Hristos este împărat, dar împărăția Lui nu este din această lume. Ea nu are origini în lumea asta și ea nu se îndreaptă spre lumea aceasta, ci este o împărăție cerească. Este o împărăție viitoare, noi ne rugăm pentru ea ca să vină împărăția Lui. Este o împărăție diferită. El este împăratul unei alte lumi, și este total diferită de ceea ce înseamnă o împărăție acestei lumi. De aceea este ciudat că Isus nu se naște într-un palat, ci se naște într-o iesle. Că Isus nu se naște într-o capitală, ci în cel mai mic din satele lui Israel, pentru că împărăția lui este din altă lume și nu se bazează pe concepte umane, nu vede lucrurile așa cum văd. El nu trebuie să bată cu pumnul în masă, el nu trebuie să ducă un război sfânt, el nu trebuie să se angajeze în alte lupte și nu, nu folosește mijloacele umane, pentru că el este împăratul unei alte lumi. Și împărăția lui este diferită de orice împărăție. Vă amintesc că Daniel a avut o revelație deosebită, un chip mare, un chip care reprezenta toată istoria omenirii și marile puteri care au existat în istoria lumii. Chipul de aur, brațele apoi și toate cele împărății care s-au perindat, împărăția babiloniană, asiro-persană, împărăția greacă, imperiul grec, apoi imperiul roman și ajungem până în zilele noastre, dar ne spune apoi Scriptura că undeva o piatră mică o piatră mică, albă, s-a rostogolit și a lovit în chipul acela, în toate cele imperii care au existat, în toată istoria și a dărâmat chipul acela. A dărâmat toate concepțiile legate de, de împărăție, de a fi lider, de conducere, de putere. Și piatra aceea nu numai că a biruit, nu numai că a lovit chipul acela și l-a distrus, dar piatra aceea a crescut și s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Și astăzi acea piatră mică, albă, a ajuns și la Mansuie, a umplut și Mansuie, a umplut și biserica aceasta de laude pentru numele care este vrednic să fie lăudat și înălțat, numele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Împărăția lui Iisus, în al doilea rând, nu are o armată cu soldați și arme. Tot s-au așteptat la asta. Chiar Petru a pus mâna pe armă, a pus mâna pe sabie, a tăiat urechea robului marelui preot. A crezut că lupta asta se dă așa, o să fim mai puternici, adunăm mulțimea, folosim revolta, folosim sabia, folosim uh, mijloacele astea, tehnicile astea militare, dar Isus a spus nu, nu. Pune sabia la loc. Pentru că eu sunt împăratul unei alte lumi. Eu nu lucrez cum lucrează ceilalți eu nu lupt cum luptă ceilalți eu nu folosesc sabia și a stat de vorbă Pilat și a spus bine dar ești împărat unde slujitorii tăi unde armata garda ta de corp unde unde sunt uh, oamenii tăi și el a spus slujitorii mei nu sunt din lumea asta dacă împărăția mea ar fi fost din lumea asta eu aș fi avut în lumea asta gărzi aș fi avut armată aș fi avut arme dar nu am în lumea asta, pentru că eu am o împărăție în cer și eu am slujitori. Iisus Hristos nu are o armată cu soldați și arme. El nu ne duce spre un război sfânt, El niciodată nu ne învață să, să iubim războiul, să uh, folosim violența în niciun fel. El nu are soldați, El are doar slujitori și îmi place cum pune El problema. El spune, uh, eu am slujitori, slujitorii mei. El nu are soldați, el are slujitori. Și cât mi-aș dori ca fiecare dintre noi să fim slujitori. Pentru că el are slujitori fideli. El spunea: slujitorii mei ar fi fost fideli, s-ar fi luptat. Dar are slujitori fideli care respectă regulile împărăției, care respectă și ascultă ordinele. Câtă vreme Iisus nu a dat niciun ordin, Câtă vreme Isus a spus îngerilor și voi vă imaginați ce se întâmplă în lumea spirituală? Vă imaginați ce a însemnat în lumea spirituală cu milioane de îngeri care erau gata oricând, oricând puteau să acționeze, trebuia un singur ordin, dar niciun înger n-a acționat, pentru că nu s-a dat niciun ordin. Pentru că Dumnezeu Tatăl s-a făcut tăcere și a spus în clipa asta nimeni nu intervine, nu are dreptul, nu are voie nimeni să intervină. Iisus n-a cerut, El s-a luptat și pentru asta s-a dat bătălia în Ghețiman, o noapte întreagă Iisus Hristos a stat în rugăciune, pe de o parte a vrut să intervină Dumnezeu, pe de o parte a spus, Tată, fă să treacă paharul acesta pe lângă mine, pe la mine, fără să-l beau, fă să se întâmple ceva, dar în cele din urmă Iisus a cedat și a spus, Tată, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Acolo pe cruce, El putea oricând, putea oricând să renunțe, Chiar și Tălhari au spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Mulțimea îi spunea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești împărat, atunci cheamă-ți armata, cheamă-ți soldații. Mereu diavolul a căutat să-l instige să facă asta, dar el a acționat ascultând totdeauna de voia lui Dumnezeu, știind că el nu are o armată care să lupte cu armele lumii acesteia. Puteau să intervină oricând îngerii și n-au intervenit. Pentru că el a știut de ce s-a născut. Și asta îmi place și cu asta apoi voi încheia. Însă continui să spun că împărăția lui Isus apoi are la bază adevărul. De obicei, împărățiile lumii se bazează pe, pe violență, se bazează pe minciună, pe dezinformare. Încă o dată, încă o dată, Trebuie să fim foarte, foarte atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Nu vă așteptați ca în mass media, nu vă așteptați ca în lumea asta să găsim adevărul, nu, nu, nu credeți orice, pentru că împărățiile lumii nu se bazează pe adevăr, ci pe minciună, pe dezinformare. Așa conduc, cu ajutorul minciunii și cu ajutorul mincinoșilor. Însă, Iisus Hristos este împărat dintr-o altă lume și el a venit să spună adevărul. El folosește adevărul, el folosește cuvântul și nu armele. Isus a cucerit lumea, dar nu cu forța, nu cu violența, nu cu armele, nu cu armatele, nu cu soldați, ci el a cucerit lumea cu dragostea. Și el spune despre niște arme ale luminii. Pavel spune, noi ne luptăm, dar nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, pentru că vorbim de o împărăție spirituală, noi avem de luptat împotriva duhurilor răutății. Noi folosim niște arme, dar nu armele acestea ale lumii. Nu folosim, dacă ar fi să folosim astăzi, exemplele de azi, bombe nucleare, arme nucleare, arme chimice sau tot felul de arme care sunt folosite astăzi. Isus ne învață să folosim armele Luminii. Și armele Luminii sunt bunătatea, dragostea adevărul, blândețea și Dumnezeu să ne ajute în vremea aceasta să ne înarmăm cu aceste arme, că e nevoie. Pentru că împărăția lui nu este din această lume și el folosește cuvântul lui Dumnezeu care e mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. El folosește dragostea și nu violența. El ca împărat folosește binele și nu viclenia adică nu ți dă ca să-ți ia, de obicei cam așa fac cei care conduc lumea, pe de o parte dau un bonus de aici, dar îți bagă accize prin altă parte și alte taxe și impozite și -ți se pare că ți-a făcut un bine. Nu, cam asta se întâmplă în lumea în care trăim noi. El folosește binele și nu viclenia, nu-ți dă cu o mână și ți-a -ți cu zece, așa cum fac guvernele de astăzi. El ceea ce spune, face. El ceea ce promite, împlinește, pentru că este un împărat vrednic de cinste. Slăvit să fie numele Lui. Vreau să mă apropii de încheiere aducându-ne aminte că în vremea asta în care noi îl sărbătorim pe Cel care s-a născut și am citit acest pasaj care privește moartea Lui, care privește sfârșitul vieții Lui, dar de ce asta? Pentru că la moarte se vede mai clar scopul nașterii. După 33 de ani, Isus vine și spune: Eu pentru asta m-am născut. Pentru că sunt împărat și eu m-am născut ca să proclam adevărul, am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Eu pentru asta m-am născut. El n-a venit ca să spună Poveste oamenilor. El n-a venit ca să impresioneze pe cineva. El n-a venit ca să capete popularitate, faimă. El a venit ca să mărturisească despre adevăr. Cât de important este în vremea asta și noi să avem acest adevăr, să nu ne lăsăm atrași de, de polemici, de un lucru sau de altul, de minciunile acestea care circulă tot mai mult și să ținem la adevărul lui Dumnezeu. Să ținem la adevărul lui Isus. Pilat a întrebat: Dar ce este adevărul? Pilat a rămas fără răspuns. Însă cred că noi astăzi avem răspunsul: Isus este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Aici găsim adevărul. Nu îl veți găsi pe internet, știu, avem noi canalele noastre, avem noi câțiva care ăștia ne spun totul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Moartea confirmă importanța nașterii. Și Iisus atunci la moarte se duce încă o dată la nașterea Lui și spune, eu pentru asta m-am născut, eu pentru asta am trăit și vreau acum când mor, să mor onorând nașterea mea, onorând planul Lui Dumnezeu cu privire la mine. El... Vă amintesc că în bătălia aceea în Ghețiman, bătălia aceea s-a dat și s-a împlinit profeția aceea în care era scris, în surul cărții este scris despre mine. Cu mii de ani înainte s-a profețit despre Isus, s-a profețit despre El. Toate scripturile Vechiului Testament vorbeau despre Isus. Și tot în profeția spunea, mi-ai pregătit un trup. În sulul cărții este scris despre mine, mi-ai pregătit un trup Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și Isus stă acum în agonia aceea a morții, în agonia ultimilor clipe ale vieții, și trebuie să împlinească ceea ce este scris cu mii de ani în urmă. Trebuie să împlinească, trebuie să împlinească scopul pentru care s-a născut, a primit un trup. Viața acestui trup se termină și acum el trebuie să-l onoreze pe Dumnezeu. De aceea afirmă, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Sfârșitul dovedește valoarea începutului. Și ar fi bine astăzi fiecare dintre noi să ne gândim pentru ce te-ai născut. Copii, adolescenți, tineri, oameni în vârstă. Viața asta trece oricum. Putem sărbători, sărbătorim și noi, dar vine o zi când socotelele cu viața se vor încheia. Și vine momentul în care ți se va pune în față, vei vedea, și se spune că de obicei, în clipele morții, în clipele anterioare morții, omul își vede viața așa într-o succesiune fulgirătoare de imagini. Își vede viața în câteva secunde, vede toată viața, de la început până la sfârșit, amintiri care par pierdute din copilărie, din tinerețe, din toată viața, ca într-o bandă pe care o vezi imediat, în câteva fracțiuni de secundă, îți vezi toată viața ta. Și Isus, acolo, în fața morții, vede toată viața lui și vede, începând de la nașterea lui, copilăria lui, tinerețea lui, slujirea lui și nu are nimic să-și reproșeze și din potrivă poate să spună, eu pentru asta m-am născut, nu-mi pare rău că m-am născut, am împlinit voia lui Dumnezeu, am venit să mărturisesc despre adevăr și acum pot muri, pot să spun, Tată, în mâinile tale mi-încredințez Duhul, pentru că am împlinit tot ceea ce trebuia împlinit, a, fă, a făcut tot ceea ce trebuia făcut. Adevărul confirmă vorbele tale, confirmă ceea ce spui și Iisus, cel care a predicat blândețea, cel care a predicat bunătatea, cel care a predicat dragostea, a arătat-o până la capăt. Și acolo pe cruce nu și-a blestemat dușmanii. Și acolo pe cruce s-a rugat pentru cei vinovați, a iertat. Și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Știu, noi poate cu ocazia asta ne punem întrebări și spunem așa l-au primit, cei care l-au primit, a venit la săi și săi nu l-au primit. Nu l-au primit ca rege, nu l-au primit ca împărat, nu l-au primit ca oaspete, nu l-au primit ca unul de-al lor. Dar spune Scriptura ceva, dar tuturor cerul ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și printre ei suntem și noi. Dar printre noi mai sunt încă și cei care încă nu l-au primit. Este inutil să sărbătorești astăzi dacă încă nu l-ai primit pe Isus ca împărat. Dacă încă nu l-ai pe Isus ca Domn. Dar poți fi un om religios, poți să cânți frumos, poți să ai o voce frumoasă, poți cu ocazia acestor sărbători să faci urări, să vorbești despre asta, dar dacă Isus nu este în inima ta, nare are nicio valoare sărbătoarea asta, n are absolut nimic, nimic, niciun beneficiu nu-ți va aduce sărbătoarea asta dacă Isus nu este în inima ta, dacă Isus nu este Domnul vieții tale, dacă Isus nu este împăratul tău, nu este pe inimii tale. Nu uita că Isus a venit nu ca noi să avem sărbători, El n-a venit nu ca să avem noi lumini, nu a venit pentru altceva, Isus a venit ca să fie împărat. Dar el n-a venit să fie un împărat din această lume, să aibă capitala la Roma sau la Bruxelles sau la Washington sau la New York sau nu știu unde în altă parte. El are sediul împărăției sale în ceruri și ne pregătește această împărăție în ceruri, e o împărăție cerească și ne cheamă pe noi, pe fiecare. Noi putem deveni împreună cetățeni cu sfinții, oamenii care vor ajunge în cer. Tu ești chemat la asta. El s-a născut ca împărat. Dar tu puneți întrebarea astăzi, tu faci parte din împărăția Lui? Tu ești în împărăția Lui? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Isus a stat de vorbă cu unul dintre cei mai respectați oameni ai legii, cei mai respectați cărturari din vremea în care trăim, unul din fruntașii iudeilor de atunci, Nicodim. Și a spus clar lui Nicodim, Nicodime, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, dacă nu se naște cineva din nou, cu niciun chip nu poate intra în împărăția cerurilor. Dacă nu ești născut din nou, nu-ți ajută la nimic religia ta, nu-ți ajută la nimic mersul la biserică, nu-ți ajută la nimic toate activitățile religioase pe care le faci. Dacă nu ești născut din nou, dacă n-ai avut parte de pocăință, de naștere din nou, nu-ți ajută la nimic. Dacă vrei cu adevărat să beneficiezi de această sărbătoare, vreau să spun, astăzi, vezi care este relația ta cu sărbătoritul. Este el împăratul tău? Este Domnul vieții tale? L-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn? Dacă l-ai primit, atunci devii copil al lui Dumnezeu, nașterea din nou, pocăință, botez în apă, asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. El pentru asta a venit. Și dacă a venit pentru noi și dacă ne-a mântuit pe noi, El mai vrea încă să mântuiască și pe alții. De aceea doresc din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care încă n-au n-au fost născuți din nou, care încă nu s-au pocăit de păcatele lor, care încă nu au mărturisit un botez în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, un botez bazat pe mărturia personală, pe dorință proprie, pe pocăință, pe credință personală. Noi asta spunem de atâtea și de atâtea ori, o relație personală, o credință personală. Să-L ai pe Isus Hristos, să-L primești în mod personal. El este Domnul tău, El este Împăratul tău. Nu al bunicilor, nu bunicilor, nu al României și nu al Italiei și nu al Bisericii Pentecostale, nici al Bisericii Catolice. El trebuie să fie Împăratul tău, Domnul tău. Este Iisus Domnul tău? Dacă este Domnul tău, te vei bucura aducându-ți aminte te... despre nașterea Lui, te vei bucura cântându-i și auzind, auzind cântări despre el, despre nașterea lui, despre viața lui, despre moartea lui, despre învierea lui, dar mai ales despre venirea lui. Pentru că nu uita un lucru. El este gata să vină. Și el este regele regilor și el va veni să instaureze împărăția lui, toate împărățiile se vor prăbuși. Nu ne putem pune încredere nici în americani, nici în ruși, nici în europeni, în nimeni. Noi ne punem încredere în împărăția lui Dumnezeu care va veni. Și ea este singura care va rămâne veșnică. Toate celelalte au fost sau ridicat sau dus rămân ruine în urmă. La fel vor rămâne ruine în urmă și toate puterile militare de acum, pentru că o singură împărăție va dăinui lui veșnic împărăția lui Dumnezeu și iar împăratul ei este Isus Hristos care s-a născut în iesle Betleemului și căruia noi îi cântăm și dăm slavă acum și în veci. Amin.